veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Familia iubită de Domnul. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 5. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. O familie din trei membri, frați Marta, Maria și Lazar. Nu ni se spune nimic despre părinții lor, nu ni se spune în Biblie despre căsătoria lor. Sunt prezentați doar ei trei. Unora le este dat în viață să fie fameni de la Dumnezeu, unii așa s-au născut și nu le este dat să fie familiști. Alții și-au pierdut un partener și rămân așa, nu se mai căsătoresc. Sau alții se căsătoresc mai târziu și până să se căsătorească, trăiesc în acest stadiu de persoană individuală, având frați, surori, dar fiind deja prea mari pentru a mai fi apropiați de părinți și ei la rândul lor neavând copii. Acești trei, am citit aici că au fost iubiți de Domnul, fiecare în parte. Dacă s-ar fi spus la modul general, Domnul iubea această familie, cred că ar fi avut o mai puțină valoare, dar când sunt enumerați pe rând, Domnul iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Domnul Iisus, dacă vă amintiți, a spus în Matei, capitolul 12, de la versetul 48, când au venit frații lui și surorile lui și mama lui, a spus începând cu versetul 48, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Domnul Iisus, cu ucenicii săi și cu cei apropiați ai săi, între care era și Marta, Maria și Lazar, îi considera ca o familie a Tatălui din ceruri. Domnul Iisus chiar a și spus, citim în Marcu 10, vorbind despre cei care au fost în stare să lase lucruri pentru Domnul, Marcu 10, de la versetul 29, Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frat, sau suror, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie, și să nu primească acum în veacul acesta de sute de ori mai mult. Domnul n-a spus aceasta doar așa să pară mai artistic, Domnul a spus un lucru real și ca atare l-a și dovedit cu ucenicii săi și cu o familie ca cea din Betania. Domnul Iisus mergea în Betania ca la el acasă, mergea la masă cu ucenicii săi. Și noi acum putem să trăim niște relații aparte cu cei care sunt frași și surori în biserică, ce a spus Domnul. Că primim frați și surori însutit este o realitate. Se întâmplă uneori, unii sunt veniți, știu eu, din Moldova sau știu eu de pe unde, și locuiesc în Arad, de exemplu. Și se întâlnesc cu familia lor, cu frații de corp, mai rar. Dar au o relație apropiată cu frații de credință. Și sunt împlinite nevoile lor de prietenie. Dacă nu i-am avea pe aceștia, am fi mult mai izolați, cum sunt cei de afară, și încearcă și ei să găsească prietenii, dar nu lipsește liantul dumnezeiesc care formează familia cerească, dragostea Tatălui din cer. Când această dragoste este prezentă, noi putem să formăm o familie binecuvântată și putem să intrăm și să facem parte din această familie și să fim în aceste raporturi de frate și soră, în credință, fără sentimente care țin strict de aspectul familiar, ci doar sentimentul prieteniei și părtășiei creștine. Dar să pornim la drum, analizându-i pe rând, așa cum îi iubea Domnul, și pe Marta, și pe Maria, și pe Lazar. Mai întâi, Marta. Domnul Iisus, în Luca capitolul 10, când a fost invitat în casa lor, a spus o expresie în versetul 41. Marto, Marto. Cel puțin până la un moment dat se pare că au fost două Marte, înglobate în aceeași Martă. Exista cel puțin la început o Martă foarte harnică și gospodină. Și poate că vă veți regăsi și dumneavoastră, surorilor, înainte de a vă pocăi sau și după ce v-ați pocăit și dacă vreți cei care sunteți harnici și foarte porniți pe lumea asta, vă veți regăsi
în câteva elemente ale Martei. Eu vreau să amintesc doar două dintre ele aici. Marta era marcată de o activitate intensă. Citim aici în versetul 40, Marta era împărțită cu multă slujire. Era prinsă în multe probleme. Cei care sunt harnici, sau chiar mai mult decât harnici, nu vreau să găsesc niciun alt termen, ele sunt multe, expresii mai colorate sau mai puțin colorate, despre oamenii care sunt foarte harnici. Marta era împărțită cu multă slujire și pentru că avea de plan să facă mai multe chiar decât putea, la un moment dat așa e izbucnit. Se întâmplă uneori că oamenii care sunt foarte harnici și nu-și gata treaba, chiar mă spunea cineva, zice, ne înțelegem foarte bine, dar el când este pornit la muncă și nu-și termină treaba, atunci devine nervos și atunci se ceartă și cu partenerul și așa mai departe. Cei care vor să facă multe, multe, de regulă dacă nu le iese treaba și nu-i ajută cele două mâini să facă potrivit cu planurile lor, devin puțin greșiți. O a doua problemă, acești oameni peste măsură de harnici din categoria Martei, de la un moment dat încep să aibă pretenții și la alții și încep să-i judece pe alții. Sunt unii foarte harnici. Și dacă alții nu sunt în egală măsură de harnici, îi vor judeca, îi vor socoti leneși chiar pe cei care nu sunt leneși, poate. Dar vor avea pretenții ca și alții să-i ajute. Uitați, spune aici în versetul 40, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zi, dar să-mi ajute. E greșit și pe tine să te exploatezi peste măsură, că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Nici pe tine nu este corect să te extenuezi și să nu mai fii în stare nici de slujbă, nici de nimic. Să nu te mai poți stăpâni și controla, să devii nervos. Dar cu atât este mai greșit să pretinzi și la alții să dea alături de tine. Cunosc un om care este foarte harnic, de neam sunt așa harnici, și avea ucenici la lucru. Cam câte o săptămână, două rezistau cu el. Și trebuia alții. Nu rezistau la nivelul lui la care le pretindea. Și el era fizic foarte bine făcut. Această Marta a primit aici o dojană de la Domnul în situația aceasta. Pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu. Acum să nu se bucure prea tare cei leneși, că nu asta vrem să spunem. Numai că Marta era atât de îngrijorată cu celelalte lucruri care nu putea să le realizeze, și de la care avea pretenția ca alții să le facă și să fie toți la un nivel a muncii până peste norme, așa ca japonezii, să muncească și în concediu. Și trebuie spus, pentru prea multe lucruri ești prinsă și astea te îngrijorează și te frământă. Aici este greșeala oamenilor care vor să muncească mai mult decât se poate. Care vor să facă mai mult decât trebuie. Cad în îngrijorări. Cei care iubesc banii mai mult decât este normal, cad în diferite pofte nesebuite, în extreme, în frământări și în aceste îngrijorări. Și Domnul i-a vorbit, știți cum? Cum o privea. Domnul ca unul care îi iubea pe toți. Și la fel i-a vorbit Domnul și tânărului bogat în Marcu 10:21. Scrie aici, Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis. Mustrarea Domnului, dacă putem numi așa, sau corectura care i-a dat-o Domnul Martei, a fost una din iubire. Marto, pune punct cu astea. Mie îmi vine să cred, datorită credinței care a dovedit-o Marta, datorită faptului că l-a slujit mai departe pe Domnul, că Marta cel puțin a depus tot efortul să se pocăiască de acest viciu. Marta cea slujitoare și credincioasă. Acea Marta care trebuie să fiți dumneavoastră. Chiar dacă înainte ați fost Marta cea harnică și gospodină. Să nu fie un fir de praf și să fie totul pus la punct. Și muncă masiv și cerut la toți același lucru. Această a doua Martă, slujitoare și credincioasă, primea pe Domnul ades în casa ei. Și atunci când a venit după ce a murit Lazar, citim în Evanghelia după Ioan capitolul 11, s-a dus repede să-l invite pe Domnul, 11:20. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Și în Luca 10:38, tot ea l-a invitat în casă. Și nu era Iisus singur. Citim, de exemplu, în Marcu, capitolul 11, versetul 12, că atunci când s-a dus Domnul Iisus în casa ei, era împreună cu ucenicii săi. Scrie aici, Marcu, 11:11, a doua zi, fiindcă era pe înserate, a plecat în Betania cu cei 12. A primit, nu doar la masă, la masă de seară, și chiar să și se găzduiască peste noapte, pe Iisus cu cei 12.
Frecvent se ducea Domnul acolo și Marta făcea rolul acesta de slujire. Și după ce a înviat Domnul pe Lazar, Ioan 12:2, Marta a rămas mai departe să slujească. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea. Vreți, dacă simțiți că Domnul vă iubește și pe unii și pe alții, să aibă Domnul un loc în casa noastră să-i slujim. Poate își va trimite numai ucenicii. Uneori Domnul a trimis ucenicii înainte, doi câte doi. Am fi în stare să-i primim? Dacă suntem harnici, dacă înainte am fost niște oameni care ne-a plăcut să muncim, haideți să păstrăm aceasta în niște norme creștine, care să nu afecteze venitul la biserică, cititul în scripturi, să rămânem la fel de harnici, dar această hărnicia noastră să o punem în slujba Domnului. Să fie casa noastră pentru Domnul și ucenicii săi. Să fie slujirea noastră, masa noastră, spălatul nostru, curățenia dumneavoastră, tot ce aveți, pentru Domnul și ai săi. Asta vrea Domnul să facă din Marta. Nu i-a spus că ce face ea este total greșit. Nu m-a spus că întrece anumite norme. Acolo în Evanghelia după Luca, când i-a spus un singur lucru trebuiește, se poate înțelege mai multe lucruri, dar printre altele se poate înțelege și că nu era nevoie să facă nu știu câte feluri de mâncare și să facă nu știu câte feluri de pregătiri speciale. Într-o familie am anunțat că vor veni niște frați și ei au spus că vor să-i primească când vor veni musafiri. Dar a spus, noi vrem să-i primim numai la sărbători, pentru că atunci avem foarte multe meniuri. Măi, de primiții care sunt pocăi simple, primiții cu meniu normal și care nu sunt mulțumiți, așa nu m-a venit dați ocazia să se pocăiască. Nu, 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 nu ne permitem așa ceva. Nu m-a primiți la un rang aparte, înalt. Domnul asta a spus Marte, un singur lucru trebuiește. Credeți că Domnul avea pretenții la nu știu câte feluri de mâncare, am spune noi? Nu, să fie ceva simplu, normal. Ne-am inteles, ne-am dus o dată cu niște frați pe neanunțate. Aveam o invitație să mergem la ei, dar nu am reușit să-i anunțăm, n-aveau telefon acolo. Și o familie în care au fost, erau necăjiți, că ne-au primit cu o mâncare așa, ce pregătiseră pentru ei, normal, ci vă rugăm să ne iertați. Zic, cum ați păcătuit că ne-ați primit? Mă rog să te ierte Domnul că ai avut astfel de gânduri ca Marta înainte de a se pocăi pe deplin. Că ar fi trebuit să ne primești nu știu cum. O primire normală. Atât. Domnul nu are alte pretenții. Dar pe lângă această slujire de care a dat Marta dovadă toată viața și a slujea mai departe la masă, asta a fost partea ei. A știut că e Marta. Dar Marta nu înseamnă, surorile noastre uneori se scuză și spunând că nu vin la biserică sau când îți prinse numai cu gospodăria, eu sunt Marta. Nu, nu. Aia a fost Marta prima. Dar Marta a doua a fost o Martă credincioasă, dar care a rămas să slujească mai departe. Uitați credința Martei. Deschideți la Ioan capitolul 11. Din la versetul 24 zice, Marta știu, nu era absentă de la predică pentru că a slujit. Asta a corectat-o Domnul. Faci repede mâncarea, dar să vii aici și la predică. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Deci 27. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Deci 22. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Și potrivit cu celelalte lucrări făcute Domnul în Evanghelie, în Nazaret n-a putut să facă Domnul multe vindicări din pricina necredinței lor. Se pare că Domnul nu putea să facă o vindecare, nu că n-ar fi putut-o, dar nu-i normal să o facă. Decât dacă cineva credea, ar fi semnat să vindece pe cineva cu deasâla. Și înainte de a învia pe Lazar, înainte de a porunci Lazar să vină afară, a întrebat-o pe Marta. Dați piatra la o parte. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? A fost nevoie de credința Martei la învierea lui Lazar. Marta a dat dovadă de această credință. A crezut în lucrurile de apoi, a crezut că și acum tot ce cere Iisus lui Dumnezeu Tatăl primește și a crezut că Domnul poate să-L învie la cuvântul Domnului. Este foarte greu uneori să îmbinăm spiritualul cu materialul. Unii se dedică numai părții materiale și dau bani pentru biserică, dar ei sunt puțin cam rupți de realitatea spirituală. Domnul a vrut ca Marta să îmbine aceste două părți. Doamne, dă-ne și nouă harul acesta. Să fim această Martă care crede, care este activă la lucrările Domnului, dar rămâne mai departe, în primul rând, în condiția ei de slujitoare. Dar aceasta nu exclude să fie absentă de la partea spirituală. Haideți să trecem și la sora ei, la Maria. Despre Maria a spus Domnul în Matei 26:13 că ce a făcut această femeie trebuie spus peste tot.
Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Într-un fel spunea cineva, Maria a ridicat un monument, dar monumentul nu e al Mariei. Ea a ridicat un monument Domnului și monumentul Domnului ridicat de Maria trebuie să rămână peste veacuri. Pentru că Maria a făcut un lucru frumos pentru Domnul. Să o vedem și pe Maria în două ipostaze. În primul rând, Maria cea ascultătoare. Atunci când a venit Domnul după moartea lui Lazar, înainte de înviere, Marta a ieșit înainte, Maria n-a știut, a stătea în casă. Dar când a venit în Ioan 11 cu 28 și a spus Marta Mariei că a venit Iisus, a chemat în taină pe sorul sa Maria și a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Parcă un magnet o atrăgea spre Domnul, îl iubea. Și în ascultarea ei avea un loc atât de plăcut, în asculta la picioarele Domnului. Le place unor tineri să stea acolo sus la balcon pe ultimile bănci. Aveți impresia că acolo sunteți la picioarele Domnului? Veniți cât mai aproape de Domnul, cât mai lângă El. Acesta e locul cel mai plăcut în a asculta. Uitați să citim în Luca 10:39 cum s-a așezat Maria. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Nu știu exact cum trebăluia Marta și nu știu câte camere avea, dacă umbla dintr-o cameră în alta și cum mai muncea pe acolo și unii mai veneau, alții mai ieșeau. Și probabil exista riscul, nu existând stații de amplificare ca acum, să piardă ceva din cuvintele Domnului dacă nu stă aproape. Ea s-a pus acolo jos la picioare, n-a avut pretenția nici pe scaun, nu știu exact cum să ședea atunci și în ce poziție erau ei. Dar acolo stătea și asculta cuvintele Lui. Așa ca de la un izvor care curge și nu cumva să scape vreun strop, toate să le prindă în cupa inimii ei. Îmi vine să cred că mare o asemănare în Vechiul Testament pe Iacov, care stătea mai mult acasă în corturi. În Geneze 25:27 scrie aceasta. El stătea acasă și asculta pe mama lui. Îi plăcea părtășia aceasta de familie. Și în dreptul Mariei a spus Domnul că și-a ales partea cea bună. Două lucruri văd în ascultarea Mariei. În primul rând, îi plăcea să asculte cuvântul. Și apoi, la picioarele Domnului, mai făcea ceva. Spune aici tot în Ioan 11:32. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui și a zis, Doamne, asta înseamnă rugăciune. Și în 12:3 citim din nou, Maria a luat un litru cu mir, de nard curat, de mare preț a uns picioarele Iisus și le-a șters picioarele cu părul ei, ștergându-i picioarele cu părul capului, din nou s-a așezat la picioare. Două lucruri privea Maria în relația ei cu Domnul, ascultarea de cuvânt și rugăciunea la picioarele Domnului. Aceste două lucruri să ne însoțească în viața noastră. Ori de câte ori se predică cuvântul. Nu uitați, a spus Domnul, cine primește pe unul din ucenicii mei, pe cine? Pe Domnul îl primește. Când stați aproape de unul care predică, nu el predică, predică Domnul Iisus, citește scrisoarea Lui. Nu să stați aproape de Domnul, căutați când se predică cuvântul și fiți Maria, care stați aproape. Nu prin hol, nu la balcon pe ultimile bănci, nu undeva cât mai departe, ci cât mai aproape să asculți. Iar cât privește rugăciunea, cât mai în proșternire, cât mai cu reverență. Caută picioarele Domnului în închinarea ta și proșterne-te până la pământ, într-o rugăciune cât mai adâncă. Cu cât va fi mai adâncă, cu atât va fi mai înaltă rugăciunea, adică va ajunge cu atât mai sus. Acestea sunt cele două laturi ale credinței, ascultarea de cuvânt și rugăciunea. O a doua ipostază în care vreau să vedem pe Maria, Maria cea dăruitoare, cea care dăruia înaintea Domnului. Aici în Ioan 12:3 am citit că a luat un litru de mir, cu mir de nard curat de mare preț. Și Iuda a spus că s-ar fi putut vânde cu 300 de lei. Am înțeles că un leu ar fi fost, asta a rezultat și potrivit cu pilda, ar fi fost lucru pe o zi.
Și chiar faptul că s-a supărat înseamnă că a fost totuși o valoare deosebită, mai mare. O valoare foarte mare a dăruit înaintea Domnului. Nu știu unde a muncit Maria și ce servicii avea. Aici a dat mai mult decât partea Domnului. Se pare că asta e aproape munca pe un an de zile. A pus toată la picioarele Domnului. Să nu credeți că doar Marta s-a dăruit Domnului cu partea materială, cu slujirea. Și Maria a adus un dar foarte mare înaintea Domnului. N-a fost apreciat de ei, dar Domnul l-a apreciat? L-a apreciat. Și a spus, lăsați-o în pace, oriunde se va spune ce a făcut această femeie. Ea mi-a pregătit trupul pentru înmormântare. Nu știu exact pentru ce anume aveți inimă să vă dați banii. Eu cred că dacă veți avea călăuzire de la Dumnezeu și dacă nu vă vor înțelege alții, vă veți da banii pe ceva ce va plăcea Domnului. Unii au inimă să dea banii și se construiesc o casă de închinare. Alții să meargă acum ajutoare în Moldova. Alții, la știu ce e un lucru aici pe teren care îl cunosc ei. Aceasta faceți-o sub călăuzirea lui Dumnezeu. Ca Domnul să primească și Domnului să-i placă darul pe care îl aduceți înaintea lui. Și un aspect în privința acestei dăruiri, în Marcu 14 scrie, 14 cu 3, avea un vas de alabastru cu mir de nar curat foarte scump. Deci era munca pe câteva luni, se pare că. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Pe cap, Domnul s-a spus că trupul l-a uns, i-a șters și picioarele. Nu vreau să facem polemică pe această problemă. Vrei să ungi capul Domnului, ungi capul. Vrei să ungi picioarele, ungi picioarele. Toată biserica, unii sunt mai de către cap, alții mai de către picioare. Dar să fie în biserica Domnului, faceți bine tuturor fraților. Asta, unde crezi că ți se potrivește mai bine? A spart vasul. Nu știu exact ce orificiu și ce deschidere o fi avut acel vas, dar probabil dacă picura numai așa câte un pic, probabil că sărea Iuda și nu lăsa să-l verse tot. Dar așa când l-a spart, a fost sigură că totul se duce înaintea Domnului. Când dăm așa uneori cu țârâita, s-ar putea să ne oprească alții, s-ar putea să ne răzgândim noi, să ne blocheze diavolul, să strângem filetul înapoi și să nu mai dăruim. Dar Maria a dat, cum scrie în Biblie, fără părere de rău, cu toată inima, că pe acesta îl iubește Dumnezeu. Ea a fost decisă, lucrul acesta este pentru Domnul. Și n-a mai fost nevoie nici de ambalaj, nici de nimic. Când faci o dăruire ca pentru Domnul, dacă poți, fă-o întreagă. Fă-o cu toată ființa ta întreagă și dă ceva așa întreg și frumos și binecuvântat. Să se merite dat. Doamne, dă-ne o asemenea inimă. Să dăm vasul nostru întreg cu ceea ce am socotit noi că trebuie dat înaintea Domnului. Pe lângă această dăruire a mai dăruit Maria ceva. Respectul ei și lacrămile ei. Asta face mult să dăruiești. Dacă dai cuiva ceva, dar nu-l și respecti sau îl strângi apoi, acel om mai bine ți-ar da înapoi, dar poate sărac și nu mai are cum. Dacă știe stânga ce face dreapta și nu poți să fii împlinit în urma aceasta. Uitați, în Ioan 11, și Marta și Maria i-au dat respect Domnului. Noi uneori ne-am cam luat-o așa înainte și vorbim în dreptul Domnului așa mai simplu, ne mai scăpăm. În 11, versul 21, Doamne, dacă ai fi fost aici. 27, Doamne, i-a zis ea. 32, Doamne, 34, Doamne, și 39, Doamne. De fiecare dată l-a respectat pe Domnul și s-a adresat cu această expresie. Haideți să respectăm pe Dumnezeu. Să-i spunem lui Iisus, Domnul Iisus, merită acest respect din partea noastră, întregii divinități. Și dacă vreți, și noi să ne dăm respect unii altora. Frații tot îmi spun să nu le spun dumitale. Și într-adevăr, uneori m-au păcălit și mai mă scap și le spun așa, pe nume. Dar Biblia, dați-mi voie să vă spun că la cei mai în vârstă și mai mari ca noi, nu ne prea recomandă să ne tutuim așa. Mai degrabă ne învață respectul. Cu cei mai tineri, cu copiii noștri, este altceva. Dar cu cei mai în vârstă, cu cei mai de sus, este bine să-i respectăm. Când auzi câte unul de 20 de ani, îi spune la unul de 50 de ani, așa, ca și cum ar fi colegul lui de bancă și poate are copii mai mari decât el. Nu prea văd
indicat așa ceva. Din două puncte de vedere. Prin pierderea chiar a expresiei aceasta și a respectului, îți vei permite mai mult decât trebuie. Cel bătrân poate te lasă, sau poate e rușine să ți-o spună. Este lui greu. Dar îți vei permite ce nu trebuie permis. Și îți permiți și față de părinți, dacă de alții de cu vârsta părinților îți permiți să vorbești așa. Și în al doilea rând, era un caz, era un frate mai în vârstă și ceilalți slujitori erau foarte tineri. Fie, spuneți-mi așa simplu, Aurel se numea el. Dar unul l-a respectat, nu neapărat l-a ținut la respect, ci l-a respectat. Și a spus, frate Aurel, și așa. După câțiva ani, acest frate mai în vârstă, cu vreo 20 de ani ca ei, s-a scăpat puțin așa, a călcat în străpi. Toți au trebuit să tacă. Erau la pertu cu el. Dar acest frate care l-a respectat, măcar că era cu 20 de ani mai tânăr ca el, era în slujbă, i-a spus, auzi, frate Aurel? Și a fost singurul care a putut să-i pună problema în față, așa normal, cum trebuie să fie. În fine, nu o să faceți cum vreți. I-a mai dat Maria Domnului lacrimile ei. Și citim în versetul 33 aici, din capitolul 11, Iisus când a văzut-o plângând, a plâns aici nu doar pentru Lazar, și când i-a șters picioarele, unii spun că este altă femeie în Luca 7, nu știu exact. S-au găsit mai multe și ar putea fi mai multe. Dacă-s două, și mai bine, pot să fie altele mai multe. Vorbele sunt prea mici și prea reduse în esență, ca să poți să exprime ceea ce exprimă lacrimile. Doamne, dă-ne lacrimi. Nu este greșit să ai lacrimi în slujbă. Am citit despre un predicator care predica plângând. Și l-au corectat ceilalți, dar este mai puțin omiletic să predice așa plângând. Și a încercat să se abțină, dar ungerea lipsea. S-a rugat Domnului din nou, Doamne, dă-mi acele lacrimi care le-am avut și până acum. Domnul să ne dea lacrimi în ascultarea cuvântului, în rugăciune și să fim o Maria care plânge la picioarele Domnului. Fi sigur că cei care plâng vor fi mângâiați de Domnul slavă Lui. Ba mai mult, știți că atunci când i-a plâns, a plâns și Domnul? Pentru că îi iubea pe toți. Să trecem și la Lazar. Spune aici, în 11:1, un oarecare Lazar din Betania. Satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Se spune aici, în versetul 11, Lazar, prietenul nostru, doarme. Auziți, Domnul Iisus și-a luat de prieten pe un oarecare, Lazar din Betania. În societatea de atunci nu era știu eu cine acest Lazar. Era un oarecare om. Nu contează că ești cineva mai sus pus sau ești cineva mai jos, nu este nimeni atât de sus ca să fie mai sus ca Domnul. Și nu este nimeni atât de jos la care Domnului să-i fie sfială să se plece. Știți că Domnul a mai avut un prieten Lazar la ușa unui bogat? Eu cred că cu bogatul la noi era prieten Domnul. Și rău a fost că nu a fost prieten. Dar cu acel Lazar Domnul Iisus era prieten. Domnul Iisus se identifică cu aceștia, un oarecare. Poate te-ai gândit, a, eu și în biserică sunt un oarecare aici, ca mine, încă poate și eu te cheamă Nicolae sau Cornel sau Ion, încă mai sunt vreo 4-5 cu numele meu, ești un oarecare. Și că Lazar ăștia sunt mai mulți, un oarecare din Arad, un oarecare de la servici. Tu oarecare sau tu oarecare poți să te bucuri de prietenia Domnului. Și pe acest Lazar să-l vedem și pe el în două ipostaze. Mai întâi, Lazar cel bolnav. Chiar dacă ești bolnav, poți să fii prietenul și să ai ca prieten pe Domnul. Știți că nu despre mulți oameni scrie Biblie. Despre Avram scrie că a fost prietenul lui Dumnezeu, Lazar că a fost prietenul Domnului, ci prieten curioși are Domnul. Dar sunt minunați, fii sigur că oamenii aceștia vor fi și în ceruri prieten cu el. Scrie aici în versetul 1 că era bolnav. Nu știu. A fost o îmbolnăvire spontană, o boală care i-a curmat dintr-o dată firul vieții, a fost vreo boală cronică care a durat ani de zile, nu știm. Oricum găsim în Biblie oameni și într-o categorie și în alta. Dar spune aici în versetul 4 despre acest om bolnav, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Domnul Iisus, măcar că nu era în Betania, cunoștea diagnosticul, cunoștea tot cu privire la boala lui. Ce natură are? Amintiți-vă și în alte situații, în Ioan 9, când a vorbit de acel copil ori din naștere, a spus, n-a păcătuit nici părinții lui, nici nimeni. Sunteți conștient de faptul că Domnul știe de ce sunteți bolnavi? Dacă e pentru păcat.
dacă e doar așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu, dacă e doar pentru slava Lui, doar pentru o încercare ca la Iov, la Dumnezeu totul e cronometrat și coordonat. Totul se știe. Uitați, spune în Ioan 5 un cuvânt. 5 cu versetul 6. Iisus când l-a văzut, e vorba de acel slăbănoc de 38 de ani, și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. Știa nu numai că e bolnav, știa de câte vreme e bolnav. I-a zis, vrei să te faci sănătos? Cum să nu vreau, Doamne? Este foarte rău să dăm noi verdict în dreptul celor bolnavi. De ce sunt bolnavi? Ce o să întâmple cu ei? Să lăsăm pe Domnul să vorbească. Și când o să vorbească Domnul, o să fie vreo prorocie de la Domnul și o să spună, nu va muri, boala aceasta nu-i spre moarte. Nu va muri ca asta, a vorbit Domnul. Dar când în Scripturi a vorbit Domnul că va muri despre unii, atunci cu adevărat așa se va întâmpla. Când este Lazar bolnav, unul oarecare, ne putem noi ruga pentru el? Este fratele Domnului. Este un oarecare în ochii noștri, dar în ochii lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Ioan Botezătorul. Cum l-au socotit oamenii pe Ioan Botezătorul? Păi Irod, ce-a făcut cu el? Dar nu era Ioan cel mai mare? Avem noi adevărata valoare care o dă Dumnezeu unui om? Uitați cum s-au rugat surorile lui pentru el. Citim în Ioan 11, cu versetul 3, i-au trimis vorbă Domnului. Acum Domnul nu-i pe pământ, în cer, cum se trimite în vorbă? Prin rugăciune, nu? 11 cu 3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. S-au rugat împreună. Dar ce rugăciune frumoasă, cum i-au pus-o Domnului, știi? Nu acela pe care îl iubim noi. Doamne, acela pe care îl iubești Tu. Găsiți și lăsați ca Duhul să ne vă călăuzească în rugăciune, în a alege acele cuvinte care vor îndupleca pe Domnul. Să știți, chiar Dumnezeu are această calitate de a se lăsa înduplecat. Este plin de îndurare. A te îndura înseamnă că inițial nu ai preconizat să faci așa ceva, dar ulterior lași și accept și te înduri. Acela pe care îl iubește este bolnav. I-a spus ceea ce l-a sensibilizat pe Domnul mai mult decât orice ce. Noi ne rugăm pentru cei care iubește Domnul în primul rând. Pentru cei care sunt frații și surorile Domnului, prietenii Lui. Și Domnul ne va asculta în această privință. Măcar că, uitați, a zăbovit. A zăbovit Domnul să răspundă la rugăciunea lui Daniel. A zăbovit Domnul să răspundă aici. Și încă zăbovește să răspundă la multe rugăciuni de ale noastre. Dar va veni la momentul potrivit. Doamne, vino, te rugăm. Că mulți din cei pe care îi iubești Tu și îi iubim noi sunt bolnavi, frați și surori. Și sunt de ai noștri, poate avem în casele noastre bolnavi și ne uităm la ei. Și Domnul se uită cu milă și cu iubire, slăvit să fie El. Și s-a întâmplat moartea. A spus Domnul Iisus în versetul 11, Lazar, prietenul nostru, doarme. Ei au crezut într-adevăr că doarme, dar apoi le-a spus în versetul 14, pe față, Lazar a murit. Bineînțeles, la Domnul n-a fost doar un simplu joc de cuvinte. Lazar doarme, Lazar a murit. În fața Domnului să știți că oamenii care sunt morți sunt doar cam echivalentul somnului. Uitați, întoarceți la Luca 7. Când a înviat Domnul fiul văduvei din Nain, cum i-a spus? 7 cu 14. Tinerelule, scoală-te. 8 cu 54, tot Luca. Fetițo, scoală-te. Băi, numai la oamenii care stau în pat le spui scoală-te. Sau la care stau jos. Domnul pe cei care erau morți considera că oamenii care dorm. Așa le se și adresa. Ai scoală sus. Scoală-te. Și ei au executat ca atare. Pentru Domnul a fi mort înseamnă ceva ca a dormi. Domnul a și spus, chiar aici în expresia sa către Marta, cine crede în el, chiar dacă a murit, va trăi. Și acum dacă trăiește, nu va muri niciodată. Și chiar dacă moare cineva, este un verset frumos și se potrivește aici, în Psalmul 116, versetul 15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. Ce iubiți de Domnul și dacă mor. Moartea lor este scumpă. Cu adevărat se duc la Domnul, Domnul iubește. Și când iubești pe cineva, și Pavel când îl iubea pe Domnul, vrea să se mute la Domnul și să fie împreună cu Domnul. O doua ipostază în care vreau să ne uităm la Lazar este Lazar cel care stă la masă cu Domnul. Ca prieten, cred că avea un loc undeva mai aproape de Domnul. Știți,
Și în ceruri au vrut Iacob și Ioan să stea undeva mai lângă Domnul, că evreii la masă stăteau aranjați ca atare, de-aia farisei căutau niște locuri mai aparte. Și Ioan, pentru că era din cei trei care lua Domnul întotdeauna cu ei, stătea chiar lângă Domnul. Oricum, cred că a avut un loc aparte Lazar, ca prieten al Domnului, de-aia spune aici, în Ioan, capitolul 12, versetul 2, că Lazar era unul din cei ce ședeau la masă. Nu știu dacă stătea tot pe o parte cu Domnul sau stăteau vis-a-vis. Dar mă gândesc că Domnul se uita cam așa la el. Lazare, tu ai fost numai cât 4 zile la subsol. Acum mă duc eu. Pe tine te-am folosit de exemplu pentru ei să creadă. Au stat la masă înainte de a muri Lazar. Au stat la masă după ce a înviat Lazar. Nu știu de cum mi-a fi stat la masă și după ce a înviat Domnul, s-o mai fi dus prin Betania, chiar că nu m-am gândit la asta, dar îi iubea, poate că s-a dus, mai știu eu, că s-a arătat la mai mulți. Nu știu dacă s-a dus, nu s-a dus. Dar din nou va sta Domnul Iisus cu Lazar la masă. V-ați gândit ce înseamnă să fii prietenul Domnului? Un oarecare, bolnav, poate moartea să ne curme viața. Ulterior, fariseii, spune aici în versetul 10, au hotărât să moară și pe Lazar. Dar să fii la masă cu Domnul, aici și acolo. Știți care e masa Domnului aici? Este masa cuvântului, este masa cinei. Aici la masă cu Domnul și cu ucenicii. Și în ziua aceea, la masă cu Domnul în ceruri. Lazar din nou este mormânt. Dar va spune Domnul a doua oară, Lazare, vino afară. Lazare, suie-te aici, cum s-a spus celor doi din Apocalips, suiți-vă aici. Ce înseamnă să mori în Domnul? E scumpă moartea celor iubiți de El. Îi cheamă Domnul pe aceștia. Îi strigă ca pe cei care dorm în somn, doar scoală-te și vino aici. Oamenii aceștia au făcut ce au putut. Nu le-a fost dat să fie ucenici. Lazar n-a fost dintre ucenici. Femeilor acestora nu le-a fost dat să fie mama Domnului, să fie mama lui Ioan Botezătorul. Poate n-au avut copii. Fiecare are o chemare aparte. Dar Domnul a avut nevoie de ei în viața sa pământească și în aceste 4 evanghelii scurte ce s-a scris din ce a făcut Domnul. S-a găsit cu cale să se scrie versete la rând despre oamenii aceștia trei, ca un exemplu pentru noi de urmat. Fiți o Marta, care știe să slujească Domnului și în același timp e credincioasă și gata și ea să asculte de Domnul. Fiți o Maria, aproape de cuvânt, în închinare la picioarele Domnului și aduceți darul cel mare pentru cel care îl merită. Fiți gata să vă dăruiți. Asta a spus Domnul, ce a făcut Maria trebuie spus oriunde. Să asculți cuvântul, să te rogi cu lacrimi și să-ți aduci poate ce ai mai scump înaintea Domnului. Și să fii un Lazar. Zici că e mai neînsemnat decât surorile lui. Dar de ce l-a fi iubit Domnul pe Lazar? Gândiți-vă și dumneavoastră. Oricum, nu la noi sunt meritele, dar totuși ceva a văzut Domnul Lazar, s-a opus și Lazar a păstrat ce a pus Domnul el. Și a fost prietenul Domnului. Un singur lucru trebuiește. Spune acolo în Luca 10:42, ceva foarte înălțător. Și nu i-au înțeles oamenii. Și poate i-au condamnat, știți că îl condamnăm pe Domnul ades, mănâncă cu vame și cu păcătoși, ci numai cu aceștia s-a găsit el. Când altă femeie a venit și i-a spălat picioarele Domnului cu lacrimi și le-a șters, imediat s-a găsit acel fariseu. Dacă ar ști, știți că de 2 ori a fost nevoit Domnul să ia apărarea Mariei în disputa cu Iuda. Și se părea că Iuda are dreptate. Și îmi vine să cred că deau la Domnul apărarea că ucenicii erau în stare să creadă pe Iuda. Ei, cum crede și noi uneori pe Iuda, nu pe Maria. Și nu înțelegem ce fac. Gesturile celor care slujesc pe Domnul cu toată inima sunt neînțelese. Gândiți-vă dacă toți stau aici liniștiți pe bănci și unul plânge așa, dar plânge. Sau altul se manifestă într-un mod aparte în iubirea lui pentru Domnul. Că a înțeles, cum spune Ioan, că el ne-a iubit întâi. Și îl vor considera, dar ce face acum pe Piosul și pe Sfântul, pe Evlaviosul? Dar acum chiar așa? Dacă așa a înțeles el, lăsați-o în pace, a spus Domnul. Nu-i lăsați în pace pe aia care n-au pace și au pace din aia care o dă lumea, care se tulbură.
Păi nu-i lăsați în pace să-și vadă treburile lor, dar pe aceștia care slujesc într-un mod aparte, Domnul, nu-i necăjiți. Nici apostolii și nici Marta să nu tulbure pe Maria. Dacă o soră pentru lucrarea Domnului a renunțat la alte lucruri, acum să nu mă înțelegi că am dat mâncare la copiii amici care strigă, dar a renunțat să facă o curățenie generală care și-o propus-o, că au venit niște frați la evanghelizare pe care vrea să-i asculte, s-o la rugăciune, felicitări, sunteți surori cu Maria. Dar dacă nu faceți pentru asta, vedeți că se apropie sărbătorile. Apropo, cele care o să fiți prima martă sau a doua, fiți Maria, că e mai sigur. Fiți Maria, că este mai sigur. Iar nouă tuturor să ne dea Domnul harul să stăm la masă cu El. Nu ratați vreo ocazie de a sta de masă cu Domnul. Lazar numai atunci a ratat ocazia, când a fost în mormânt. Atunci nu a putut, dar și atunci, la un moment dat, l-a scos Domnul afară. Să facem tot ce putem pentru Domnul, dar pe cât posibil, cei mai înalt. Am mai spus și mă repet, când o să vină Domnul, fiți încredințați că la tot o să ne pară rău, că n-am dat pentru Domnul mai mult. La toți o să ne pară rău că puteam să facem mai mult, să slujim mai bine. Noi acum ne văicărim, că o ducem greu, că noi am făcut pentru Domnul, suntem în stare să ne lăudăm, dar în ziua aceea suferințele nu vor fi vrednice puse alături acolo. Domnul a vrut să-i ducă spre ceva mai înalt. Doamne, du-ne și pe noi să înțelegem ceva mult mai înalt și mult mai minunat, acea lucrare pe care o vrei Tu. Și dacă oamenii vă vor condamna, fiți liniștiți, Domnul vă va lua apărarea. Dacă nu acum aici, în mod vizibil, în ziua aceea, când ne va chema la Sine și va spune veniți, și când nimeni nu va înțelege și toți nu vor ști și nu ne-au înțeles în dăruirea noastră și în iubirea noastră pentru Domnul, pe alții va scoate Domnul cum a cântat Ana în cântarea ei, pe alții a scos Domnul afară cu mâinile goale și pe alții a chemat înăuntru. Pe săracă ridică din gunoi să șadă lângă împăratul împăraților, iar pe ceilalți îi zgonește afară. Și ceea ce i-a mirat pe iudei, din Ioan capitolul 11, după ce a plâns Maria, în versetul 33 se spune că Maria a plâns și în finalul versetului scrie că Iisus s-a înfiorat în Duhul Lui și s-a turburat. Și în versetul 38 s-a înfiorat din nou în Sine. Și 34 scrie, Iisus plângea. A mai plâns Iisus pentru cetate, intrând în Ierusalim. Și a plâns și aici. V-ați gândit că atunci când noi trecem prin probleme și prin necazuri, Iisus este alături de noi? Domnul nu ne-a cerut nouă, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură, doar așa, că El nu o face. Domnul este într-adevăr alături de noi și vine cu noi la mormânt când vei merge în cimitir și îți vei lăsa acolo iubirea, soțul, soția sau vreo altă relație de rudenie. Nu uita, Domnul și acolo vrea să vină să te mângâie. Și într-o parte și într-alta. Și în măsura în care noi plângem, plânge și Domnul. În măsura în care noi ne bucurăm că am venit la Domnul, este bucurie și în ceruri. Doamne, fii Te rugăm alături de noi. Amintiți-vă de Ieremia, cât lor necăjit oamenii și ce au făcut cu el. Dar Domnul i-a spus, eu voi fi cu tine. Să fii cu Domnul și să știi că El stă lângă tine și te mângâie și plânge. Nu ți ajunge asta? Poate spui, oamenii îmi barjocoresc și nu mă înțeleg. Nu ți ajunge că Domnul e lângă tine și plânge? Nu ți ajunge că El este tulburat și El dacă tu ești necăjit? Trește prin aceste stări. El este un singur trup cu noi. Într-un trup nu există legătură? Spune în 1 Corinteni 12, vorbim despre trupul bisericii, dacă un mădular capătă cinste, tot trupul este la fel. Dacă un mădular suferă, tot trupul suferă. Și primul care suferă este capul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie El în veci. Doamne, ajută-ne să fim ca și ai oamenii aceștia și Tu să fii alături de noi. Să vii, Doamne, în casă la noi. Vino, Te rugăm, Doamne, la noi. Primiți-L cum se cuvine. Faceți cinste, Domnule, primiți-L la picioare, așa, ascultând cuvântul, închinați-vă și lăsați toate filacteile astea fariseice și lumești. Astea nu sunt pentru creștini. Un demon care umbla de la biserică la biserică cu o geantă mare, probabil avea și felicitări acolo de sărbători. Vă dorea un an cu multe ispite, diavolul, ce să dorească altceva, nu? Și era niște plicuri albe, dar înăuntru era ceva, niște panglici colorate, frumoși, și vrea să servească la nivel de biserică pe fiecare. Spunea, o pocăință mai frumoasă. Probabil cam așa au fi colorat și împărățirile de pe munte când le-au arătat Domnului.
Uite, uite ce frumoase sunt, uite, uite cum sclipesc beculețele, uite, și la copii le place. Dar când ne-am făcut oameni mari, am lepădat ce era copilăresc. Ori pe copiii noștri trebuie să-i învățăm din Scripturi și ne vor învăța cum au fost la evrei. Dar de ce faci așa? Pentru că așa ne-a poruncit Dumnezeu și așa a făcut El pentru noi. Primiți-L pe Domnul în casele dumneavoastră. Primiți-L la masă, slujiți-i și stați și ascultați cuvântul și proșterneți-vă înaintea Lui în închinare. Să încheiem anul acesta cu Domnul, plângând dacă se poate la picioarele Lui și să-L simțim că e lângă noi. Se bucură sau plânge alături de noi. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.